dimineața! Ce faceți, băi, oameni buni? Astăzi avem un clip un pic mai diferit, ceva ce eu n-am făcut niciodată și anume o să vorbim despre un telefon. Vreau să spun de la începutul clipului că nu am telefonul, iar toate chestiile și informațiile pe care o să le împărtășim în acest clip sunt de fapt niște zvonuri, iar siguranța că aceste chestii vor fi 100% sigure nu există. Și acum că am dat toată chestia asta la o parte, haideți să vedem ce știm despre noul Samsung Galaxy S10. Dar prima dată, roll the intro! Bun, păi sunt câteva chestii de care e prin internetul, să zic așa, câteva features mai importante pe care lumea le așteaptă și o să le enumerăm așa. 1. Galaxy S10 ar putea fi lansat în 3 variante, și anume Galaxy S10 Lite, Galaxy S10 Simplu și Galaxy S10 Plus. Și acum probabil mulți dintre voi știți, eu am o sărăcie de Galaxy Note 4. Poate cu ăsta voi face și eu în sfârșit upgrade-ul, pentru că credeți-mă, nu-l mai suport. Într-o zi o să-l rup în două, se blochează în continuu, este aproape mort, așa că va trebui să fac și eu un upgrade. Și mă gândesc la S10-le ăsta dacă va apărea cât de curând. Din ce știm și din ce am citit și eu și din ce am văzut, ar putea fi lansat cam pe la începutul anului 2019. Deci abia ce a ieșit pe ușă Samsung Galaxy Note 9 și S9 Plus și așa mai departe și deja vorbim despre alt flagship de la Samsung pe care băieții îl laudă maxim și spun că ar fi unul dintre cele mai bune smartphone-uri și cele mai frumoase ca și design pe care l-au făcut ei vreodată. Dar vreau să vă spun foarte scurt despre Assassin's Creed Odyssey. Este următorul Assassin's Creed, bineînțeles. Este jocul care se lansează în 5 octombrie, iar băieții de la SDK, cei care au sponsorizat și clipul de astăzi, au ceva oferte, așa că dacă vreți să vă cumpărați jocul, după cum am spus, va fi lansat în 5 octombrie. Mergeți jos în descriere, bineînțeles, și veți găsi linkul acolo și un mic cod cu care puteți beneficia de o mică reducere pe lângă prețul pe care jocul îl are deja. Iar acum să trecem la ce fierbe în oala noastră. Display care nu poate fi rupt. Samsung au inventat o tehnologie nouă, este un display care este fabricat dintr-un material similar geamurilor mașinilor, ceea ce asigură, bineînțeles, durabilitatea și, evident, este și mai ușor. Și probabil mă gândesc că va fi și un pic mai ieftin de fabricat, nefiind neapărat sticla aia pe care o foloseau până acum. Va fi, bineînțeles, acoperit de Gorilla Glass, ceva probabil generație mai nouă, evident. Iar când vorbim despre rezoluție, din zvonurile pe care le-am citit, se va trece la 4K. Pentru că zvonurile spun că va avea peste 600 DPI, iar singura metodă prin care văd că ar putea face asta va fi, bineînțeles, prin a mări rezoluția display-ului. Iar cel mai probabil Samsung va face chestia asta doar la S10 Plus, nu este nimic sigur totuși. Deci care dintre voi nu și-ar dori ca într-un singur telefon, într-un singur device să ai și optical zoom, să ai și wide angle, iar pe lângă toate astea să mai ai și o cameră cu diafragmă variabilă. Zvonurile spun că S10 le va veni cu 5 camere, 3 dintre ele sunt în spate cu una principală care va fi cea cu diafragma variabilă, a doua va fi cea capabilă de zoom optic, iar cea de-a treia va fi de 16 megapixeli f1.9 wide angle. Deci practic va fi combinația perfectă. Plus încă două camere în față, una dintre ele fiind wide pentru selfie-uri cât mai wide pentru perspectiva aia frumoasă și bineînțeles cealaltă va fi cu depth of field-ul ăla puternic care îți va izola subiectul sau fața ta de tot background-ul din spate. Deci ar fi o combinație impecabilă dacă băieții de la Samsung ar veni cu aceste specificații, nu? Iar S10 și S10 Lite nu va avea acel zoom optic. Astea sunt chestiile pe care le știm și noi și nu este nimic concret. Fingerprint scanner în display. Asta va fi o tehnologie pe care multă lume o așteaptă. Există deja prin telefoane chineze și prin alte flagship-uri, dar tehnologia nu este încă 100% perfecționată, dacă îi pot să-i spun așa, pentru că acel senzor ce scanează amprenta este optic, însă băieții de la Samsung au lucrat și au așteptat până în momentul ăsta pentru a perfecționa tehnologia senzorului ultrasonic, care spun că este mai rapid, este mai precis și funcționează și în momentul când degetul sau ecranul telefonului este ud, ceea ce vă dați seama că ar fi next level. Cât despre Galaxy S10 Lite, din ce am înțeles eu, senzorul va fi în spate și nu va fi în display. Design nou fără bezels. All display phones. Și tot aici lângă acest feature aș putea pune și lipsa difuzorului pentru ureche, earpiece-ului. Deci practic au scos difuzorul de deasupra, iar prin acest mod au reușit să scape de chinul ăla și să facă display-ul aproape cât tot telefonul. Această tehnologie este întâlnită și la noul telefon Vivo Nex S, lansat de curând.
Deci noul ecran al S10-ului va emite niște vibrații foarte fine, iar sunetele vor putea fi auzite în momentul în care îți lipești urechea de partea de sus a telefonului, unde apare și un simbol specific. Acum să vorbim despre performanță. Se zvonește că arhitectura procesorului va fi pe 7 nanometers, cu un procesor de la Qualcomm Snapdragon, cu viteze de până la 3,3 giga și aparent din zvonuri se înțelege că va fi cu până la 40% mai econom pe partea de baterie decât generațiile de procesoare pe 10 nanometers pe care le întâlnim în smartphone-urile din prezent. Dacă zvonurile sunt adevărate, va fi primul telefon din lume cu RAM LPDDR5. O altă chestie pe care am întâlnit-o și pe mai multe website-uri am dat de ea, lângă cele două camere, în loc de scannerul pentru irisul ochiului, s-ar putea să aibă încă o cameră 3D. Acum stau și mă gândesc un pic, va fi telefonul cu 10 camere, frate? Păi filmăm cu telefonul, nu mai am nevoie de camere, nu? Acum să sperăm că măcar 80% din aceste zvonuri vor fi adevărate. Iar ultima chestie peste care am putut să dau este că S10-le va fi echipat cu un modem de la Qualcomm Snapdragon X50, creat să livreze viteze de download de până la 5 GHz pe secundă. Fiu! Aia e rapid, vere. Eu sper ca telefonul să fie măcar să reflecte puțin din ce am spus eu în acest clip, pentru că ar fi blană, vă dați seama câte chestii atrăgătoare ar putea să aducă. Bineînțeles, mai e timp până atunci, cine știe ce modificări se vor aduce, au fost o grămadă de zvonuri și cu lansarea Nvidia RTX-ului și au fost specificațiile mai mult greșite decât bune, să zic așa, în toate zvonurile care s-au ivit pe net. Așa că, repet, eu sper ca măcar, eu știu, 70-80% din ce am vorbit astăzi în clip să fie adevărat și să le vedem implementate pe noile Samsung Galaxy S10, pe care sper că le vom vedea la începutul anului. Bun, deci ăsta a fost clipul, cam atât știm momentan. Probabil dacă vor apărea chestii mai serioase, chestii mai concrete, o să mai fac un clip. Eu până acum nu am făcut news flash-uri de astea, dacă le pot spune așa, în care să discutăm despre chestii care vor veni, despre tehnologii noi și așa mai departe, dar o să mai facem pentru că mă gândesc că vreți să știți și este un subiect în plus și pentru mine să fac un clip pentru voi, vă dați seama. Pentru că diferă puțin, nu e doar un review, atâtea gadget-uri în lumea asta pe care ați vrea să le vedeți, dar din când în când trebuie să mai și schimbăm puțin, să avem un pic de diversitate. Dacă credeți că informațiile astea au fost un pic utile sau interesante, eu știu, lăsați un like acolo, dați un subscribe dacă n-ați dat deja și până în clipul următor v-am pupat, să aveți o zi faină și lights out!